când arătam un cuțit? Ei, a zis-o cu răutate. Puțin murdar sau? Nu este murdar, este pătat de la apă. Ah, ok. E apa la... dură. Dură, da. Da, nu, furculița parcă în partea stângă și cuțitul în dreapta. Da, cuțitul trebuie să fie spre interior, dar, doamna Camelia, când e sub presiune și când ai un timp și când... Bine că am ajuns aveau să pun și... pistoale, mitraliere, tunuri. Bine că am ajuns să pun și furculițele așa pe masă. Așa e, doamna Camelia. Așa e. Sincer. Când o să vedeți și dumneavoastră vineri. Deci eu am crezut că... După părerea mea, văzând meniul, prea mult ai apucat să faci. Și asta necesitau timp, știind că e o perioadă scurtă. Păi am făcut. M-am gândit că este pe timp, am știut cât timp am. Meniul era, după cum știți, dat. Apropo de meniu, înțeleg că te impresionează numărul, nu calitatea. Deci dacă ai încercat să arunci astăseară număr atât de mare... Așteaptă-te la sarmale, mă gândesc, așteaptă-te la supe, m-a spus, la supă. Mă gândesc că asta contează pentru tine, o chestie hai care, să-ți placă prin care crezi că roșii vei puncta. Cât despre meniu, nici n-a ajuns pe masă primul fel, că deja apar controverse. De ordin lingvistic. Mi-a fost teamă de Alex la capitolul. Eu am găsit în meniu o supă de roșii rece. Nu, este o ciorbă. O ciorbă rece? Ciorbă de roșii, supă mai de roșii. Cum? Așa scrie. Este ciorbă, nu, ciorbă. Așa scrie. Am auzit până acum ciorbă de roșii. Supă de roșii. Doamna Cam, aveți cuvântul, că și aseară cu tiramisul, cu pișcoturi și așa vă pricepeți. Eu așa aici, am făcut nu știu, toată viața în etimologiile astea, de roșii, cu tăiței de casă. Deci, nu. Da. Eu fac ciorbiță de roșii, așa am învățat în familie, așa mâncam și este, mi-e plac acre. Nu, pe meniu așa scria, supă roșie. Păi oricum rece. Este acră pentru că roșiile sunt acre. Nu, eu pun cu borș, o fac ca o... Da, este ciorbă, nu este supă. Supa este dulce. Ai nenorocit-o dacă ai pus și borș. O să vezi, o să guși, o să vezi. Eu aș vrea să încep să aduce aperitivul. Ok. De acord, și eu sunt de acord. Okay. Sunt foarte curioasă. Vă e foame, a? Ok. Eu mi-aș dori ca sărmăluțele tale să aibă gustul sărmăluțelor bunicii mele. Vreau să-mi amintesc de copilărie. Eu asta sper. Eu mi-aș dori ca meniu să nu fie bun, să pot să-ți dau o notă mică și să câștig concursul. Lăutură sub centură a fost asta. Nu mă așteptam să-i spui așa. Avem-o! Eu mă aștept la partea de aperitiv să fie mai... Pentru tine, așa. Pentru mine, da. Să știi că, până să știu că ești vegetarian, eu deja concepusem meniul ăsta și am zis că ți se potrivește. Da. Am zis, uite. Și ciorba de roșii, că nu are nimic. O să încerc. Nu are nimic. Nu are. Ciorba de roșii nu genială. Nu are carne. Nu va avea nimic în ciorbă, ca nu vei găsi nimic, să știi. Da, stai fără grijă, nu conține nici calorii. Nu, unghii false nu găsești, nu gene false nu găsești nimic. E totul bio, natural, nu găsești nimic fals. Super. Ok. Mi-a plăcut mult modul în care Ioana ne-a primit pe noi ca invitați. A fost o gazdă primitoare, călduroasă. Mi-a plăcut foarte mult modul în care a decorat masa și în care a aranjat. A avut lumânări, flori. A fost atentă la detalii. Mi-a plăcut acest lucru. Vă rog că aveți filmarea cu mine, da? Și cu tacâmurile mele. Faceți așa. O poză acolo, o poză acolo. Apa. Le ștergi. Deci acest cuțit, Ioana a spus că este pătat de lapte. Eu zic că e murdar și n-am curat să mănânc cu el, că nu vreau să mă infesteze vreo bacterie. Alex, ce părere? Da, ia uite ce bără. Nu știu, dar nu e foarte curat. Ele se șterg. Deci apa dispare, nu dacă le ștergi. Tacâmurile, într-adevăr, erau neapărat murdare, dar nu foarte bine curățate după ce au fost spălate. Da, pot spune că e foarte plăcut să vezi asta, dar o înțeleg că la cât de mult a gătit, cu siguranță, numai de tacâmuri n-am mai avut timp să le șteargă foarte bine. Deci există și oameni mai înțelegători. Dar nu vorbeam de Radu. El ar vrea să mai spună ceva, chiar și așa, în lipsa gazdei. Încerc că te rog, nu, cu degetul tău. E igienic să pun eu mâna. Păi, dar nu. Lasă, gâza, nu e gâză, se zice vitamina C în mișcare. Nu, stai un pic și fac un efort. Da? Eu nu cred că nu le-a spălat. Ea cred că le-a spălat, dar nu le-a șters bine ca să lucească tacâmurile.
El e foarte pretențios. Chiar a și povestit că dacă merge undeva și într-un local și au pete tacâmurile, el pleacă imediat. Salată de ton, cum numai Ioana știe să facă. Să știi că eu... Te pot ajuta? Da, mulțumesc. O salată de crudități, numai bună de răcoreală. Nu că am făcut pentru tine special, e un salată de crudități, nu pun maioneză. Așa mănânc. Ok, super. Legumele rase cu nucă și cu stafide și cu ulei de măsline și lămâie. Perfect. Deci nu pun maioneză, de fel. Nici nu mănânc. Nici tu? Da. Super. Ok, și mai am să vă aduc vinetele și vin imediat, da? Ioanei nu i-am spus că tacâmurile erau murdare pentru că n-am vrut să supăr și să-i dau o șansă să mergem în continuare cu masa. Nu a fost nimic. Puteam să-i spun, dar nu am vrut să o supăr așa din prima și să îi arăt aceste mici inconveniente pe care eu locuiesc de mari inconveniente. Probabil alții nu. Gusturi împletite, vinete prăjite cu roșii. Să știi că a oxidat un pic salata aia. Mai oxidează. Mai oxidează? Ce crezi și tu? Nu, nu arată așa, pe mai ce rău. Așa e, sunt vinete. Legumele oxidează în general, nu stau așa mai... Așa, Alex? Legumele oxidează? Le poți da cu suc de lămâie. Ca să își păstrezi. Să le stropești puțin și nu mă oxidează. Păi acum am stropit, da. Dar nu n-ai. Nu înainte, o să vezi și tu mâine cum e. Aperitivele au fost complexe. Consider că a greșit un pic din cauza faptului că a încercat să îmbine prea multe tipuri de preparate. Nu mănânci? Ah, nu? Da, nu servești? Nu mănânc în general vinete prăjite. Ok, serios, dar poți mânca... Să... Nu mănânci nici morcov, nici țelină, nici mere, nici ton? Nu am nevoie, mai ales de țelină, nu. N-am vin roșu. Ca să stau cu țelină. Păi nici nu pe. Când îmi beau, nu mănânc. Am căutat ton, un anumit ton, nu l-am găsit. Ton norvegian. Da, crud, îl mărunțeam acum. Măi, tu totul vrei să fie de la mama lor de acolo. Ciocolată din Elveția, vinul, să știi că nu l-am luat din Toscana, nu. Nu ți-a venit avionul? Sau nu mi-a venit, nu, de Franța, bruschetta, n-a venit nimic. Să știi că eu l-am luat de la, să știi, și astăzi Toscana, Florența, multe cumpărături. Îți recomand să mănânci ceva, că sunt comestibile. Vă mulțumesc. Multe cumpărături le-am făcut chiar de la producători și de la țăran, să știi. Nu te poftă. Nu te supăra așa. Eu cum să nu supăr? N-avea atitudinea asta țepoasă. De la gel.